România au început să-și facă planuri pentru mini-vacanța de 1 decembrie, având în vedere că în anul 2022 aceasta se va întinde pe o perioadă de 5 zile. Cu toate acestea, măsura nu se aplică pentru toți angajații, ci doar pentru cei de la stat. Astfel, doar bugetarii vor fi liberi pe 2 decembrie. Pentru angajații de la privat, ziua de 2 decembrie va fi liberă doar dacă această decizie va fi luată la nivelul companiei. Ofertele sunt foarte mari, până la 45%. Oferte sunt în țară. Depinde de numărul de nopți, depinde dacă este cu transport sau fără. Maramureș, Bucovina, Valea Prahovei sunt cele mai cerute, dar și în afară. Cu autocarul, cu avionul, sunt pachete standard pentru perioada aceasta de 1 decembrie, de 4 nopți, 5 nopți, depinde unde vrea fiecare, pentru toate buzunarele și pentru toate dorințele. Față de anul trecut, cum sunt prețurile? Să știți că au mai crescut un pic, de la anul vor crește foarte mult, de fapt un procent mult mai mare. Perioada aceasta sunt reduceri foarte mari, a început și early booking, a început și cu târgul de turism, sunt reduceri pentru perioada asta până pe 13, dar de la anul vor crește. Deci cine își rezervă acum, cel târziu până în ianuarie, au reduceri foarte bune și la buget se va simți considerabil. Raportându-ne la municipiul nostru, călărășenii au căutat pachete pentru această mini-vacanță? Da, sunt foarte interesați, mai mulți în țară sau la pachetele cu autocar. Sunt cu buget mai redus, nu mulți au disponibilitate de timp mai prelungit, adică pachetele charter sau cu avion, în general, sunt de 7 nopți, 5 nopți, nu toată lumea își permite o perioadă așa de lungă, așa că își cumpără pentru țară sau pachete cu autocar care sunt pe 3 nopți, 4 nopți, destinații mai apropiate.